Povestește-mi, Ana, care sunt insight-urile tale de după curs și ce tu chiar ai reușit să implementezi? Știi, cu implementatul, eu nu sunt mulțumită cu cât eu am implementat. Eu practic, permanent nu sunt mulțumită de mine și poate asta e și un lucru Ești bun. perfecționist, da. Aproape, da. Deci, de asta și am zis, deci când am finisat cursul, hai încă o dată de la început, dar de acum cu pași mult mai lenți. Deci, dacă prima oară am mers cu pixul și cu caietelul și am însemnat tot, a doua oară, deci iarăși, vreau cu tot din adinsul să citesc printre rânduri, să văd ce îmi scapă și să încep mai mult cu implementatul, fiindcă întâlnesc dificultăți la regulamentele care trebuiește să le facem în firmă și am scris o parte din proceduri de acum, mi-au mai rămas foarte puține. Deci încerc cu planul de vânzări și aici aveam o problemă care eu nu prea înțeleg. Deci iată când este pe online, da? Deci înțeleg că vânzătorii trebuie să se ocupe cu aducerea lead-urilor, deci practica asta, dar în retail, cum care să fie KPI-urile, cu ce ar trebui ei să se ocupe în afară de faptul că ei pur și simplu vând, deci Da, nu înțeleg. în retail tu ai cuplat marketingul care face trafic, adică numărul de intrări în magazin. Și vânzătorii, conversia dintre intrări și check-uri. Și valoarea cecului mediu și numărul de cecuri și valoarea cecului mediu, ziceam, și numărul de unități pe bon. Adică câte o lua de la tine, ce o lua de la tine. Atât, asta este în competența vânzătorilor și în zona asta construiești planul lor de vânzări. În dependență de ce sumă trebuie să vândă, ce valoare de cec mediu are și câte nevoi de cecuri are, respectiv câți oameni să intre, la ce conversie. Am înțeles. Valoare cec mediu, sumă. Așa, dar ce ai reușit, ce lucruri ai reușit să le faci și te-a surprins rezultatul că el există? În primul rând, ce-a fost aha-ul acela când mi-ai zis tu că eu nu știam la concurență cum să verific eu cât ei au făcut pe zi, cât cam cu aproximație, câți clienți au avut. Și tu mi-ai zis, uite, te poți să te duci și ei la final de zi. Și iată, asta a fost un lucru care eu în genere am rămas șocat, uite, chip de făcut lucrul ăsta. Pentru că ultima vreme încerc să le acord foarte mult atenție concurenților. Și îi urmăresc și șprițele, mergem la ei, vedem produsele, gustăm, adică, mă rog. Mă bucur faptul că noi suntem un pic mai înainte decât ei, da, dar oricum nu mă las pe tânjală. Plus că am ținut cont de faptul că mi-ai zis că trebuie să facem oferta săptămânii. Și acum recent am găsit peste hotare un fel de tablă care cu lumini fluorescente, așa, practic și trebuie să deseni. Da. Și deseni, plus că eu am fost și profesor de arte plastice decorative, deci practic este domeniul meu, pot să desen, pot să fac acolo anumite chestii, ea și stă conectată. Exact. Plus, iarăși plus. Măi, eu zic, de când am luat cursul ăsta numai plus și plus și plus. Să evită oportunitatea să ne extindem și sperăm cu tot din adinsul să facem tot ce în puterile noastre până în vară, dacă o să fie posibil să ne extindem, și atunci o să fie necesar de mărit și echipa și atunci chiar o să fie cazul de implementat absolut tot ce am învățat la curs. Dar Până atunci implementează. Da, de asta zic, până atunci eu am de lucru de făcut tot, cât o echipă e mică încă. Deci de făcut practic tot ce am învățat în curs, fiindcă dacă echipa estimez, iată, grație la materiale, informații, mindset-ul tău, energia care ai luat-o, cât estimez că ai crescut sau ai valorificat, iată, ți-ai scos în jur de 30%. Da, în jur de 30%.
După este este mările creștere. mele, în jur, da, Super. da. Și asta cu faptul că la noi iarna veniturile sunt scădere, deci clienții sunt scădere. Și eu m-am putut menține, iată, cu chestia asta și chiar îți cresc că deci a fost foarte, foarte mișto. Deci vreau să vă zic Super. că cursul ăsta a fost mult peste așteptările mele, deci eu nu mă așteptam chiar până într-atâta de bun să fie. Informația foarte accesibilă și foarte pe înțelesul meu, nu știu cum la colegi, dar la mine a fost perfect totul. Suportul ăsta, ajutorul material, atâtea documente din care eu nu aveam idee și de aici am înțeles și faptul că trebuie să învăț Excel-ul de urgență, deci practic cunosc Categoric. Excel-ul, dar nu atât de avansat și trebuie de urgență să o fac iarna asta și pe asta. Plus, ce mai vreau să zic, tema pentru casă, deci atât de bine organizat, 50% teorie, practic 50% practică, asta a fost cel mai minunat și simplu motiv, nu doar că a fost că hai că teme pentru casă, dar a fost verificată, deci practic dacă aveam greșeală, mă întorcea, ne spunea, uite Ana, acolo nu-i bine, acolo nu-i bine, asta a fost perfect. Deci cel mai bine. Chiar vă Să mulțumesc știi foarte că mult. și tu ai fost o uceniță foarte faină, că trimiteai tema, că făceai. Ce îmi doresc eu este în extindere, adică atunci când tu îți Da. cuplezi al doilea punct, să revii la mine și să ne uităm peste indicatorii financiari. Numai Și atunci decât. eu mi-aș Numai dori să-ți decât. dau o viziune cum se întâmplă. Foarte mă bucur Mersi. și de feedback și de ceea ce îmi spui, mulțumesc tare mult și cu tot dragul Cu deja ai mare drag. fundamentul să te extinzi și să faci mai mult de plus 30, Sigur, plus sunt foarte, foarte 130. bucuroasă. Mă bucur. La sigur că o să fie. Până în primăvară, până ajung să implementez tot ce am învățat, la sigur. Să știi că deja ești pe drumul cel drept și atât timp cât faci Mersi. lucrurile bine, n-are cum să nu ai rezultat. Cu aceste Mulțumesc. Gânduri bune te las într-un an 2022 plin de satisfacție pentru tine și de bani, că asta tot contează. Sper așa să fie, mult sănătate, putere Ai de grijă. Voință, răbdare cu cursanții Așa și să un fie. an nou fericit. La Și ție, revedere! mulțumesc, Ana! Toate bune! Cu La drag! revedere! La revedere!